este situația la acest moment în ceea ce privește vaccinurile pe care le avem, fie nu le avem sau sunt insuficiente? Bună ziua! E vorba de 4 seturi de vaccinuri, și anume Hexacima, Reore, Tetraxim și Dite. Vaccinul Hexacima se recomandă pentru următoarele afecțiuni. Difterie, tetanus, pertussis, hepatita B, poliomielita și hemofilus influenza. Afecțiune hemofilus. Care este stocul și care este necesar? Stocul la medicii de familie este în această perioadă 2110 doze și 43 la instituția noastră, la DSP. Deci totalul 2153. Necesarul la medicii de familie, lotul de bază, deci cei pentru 2 luni, 4 luni și 11 luni, este de 740 de doze și restanție 2873. Adică sunt insuficient. Din cei care au refuzat în lunile anterioare sau erau bolnavi în perioada de vaccinare, aceasta înseamnă. Ceea ce înseamnă, practic, necesarul total este 3613. Din acest stoc au o parte pentru restanție, da? Am spus, cei de bază, locul de bază. Are ore, deci împotriva rujeolei și oreionului și rubeolei. Stocul la medicii de familie este 3152 de doze, la DSP 281. Stocul total 3433. Va ajunge? Necesarul la medicii de familie este total 12258, din care lotul de bază, deci pentru grupele de vârstă 9, 11 luni, 12 luni și 5 ani, este de 2701. Restanțieri sunt 9557. Restanțiere la 12 luni și 5 ani. Da, mai are, numai puțin, da. Mai are vreun succes acest vaccin, dacă nu este făcut la timp sau nu influențează? Că vorbim de foarte mulți restanțieri. Sunt perioade de vaccinări care pot fi respectate sau nu. Din motivele acestea, v-am spus, restanțierii pot fi bolnavi în perioada aceea. Deci se amână. Intră în perioada următoare de vaccinare. Pot fi și câteva luni. Am înțeles. Stocurile dacă sunt insuficiente. Da. Iar restanțierii de când sunt? Că spuneți că pot fi amânați. Din lunile anterioare. Sunt mai puține sau mai multe luni. Depinde de fiecare caz, da, nu pot să vă spun. Vorbim de câteva mii, domnul doctor. Vorbim de restanțieri deja. Sunt luni și poate chiar un an au fost, știți, perioade în care, într-adevăr, a fost lipsă de vaccin. Și ce se întâmplă? Văd că în continuare stocul este insuficient. Ce soluții sunt? Ministerul Sănătății am înțeles că a făcut demersurile necesare și începând cu 15 iulie, chiar azi am aflat, vor fi dozele necesare. Vor fi transmise în teritoriu. Primele 4 sau 5. Deci cel mai mare deficit îl aveți la... La Reore și la Dite. Haideți să le spunem pe limba noastră, la Reore. N-am terminat, că mai aveam... Vă o spuneți. Da. Deci Tetraximul este pentru difterie, tetanus, scuse convulsivă și poliomielită și stocul total este de 2357, numai la medici de familie. La DSP nu mai avem nicio doză. Necesarul la lotul de bază, deci la copiii de 6 ani, este de 2494. Restanțieri sunt 3348. Deci mai mari de 6 ani, copii mai mari de 6 ani. În total, 5842 de doze. Și Dite, adică difterie și tetanus, stocul este de 22 de doze la medicii de familie. Necesarul, aici este cea mai mare diferență, în afară de Reore, 5594 pentru lotul de bază. Adică copiii de 14 ani, restanțiile sunt 4163, mai mari de 14 ani, care sperăm că vor fi totuși recuperați și dozele necesare. La 15 ani, la 16 ani chiar pot să facă. Acest vaccin în ce condiții se face? Când anume? Ce anume? Adică dacă îi se întâmplă copilului ceva, se face... Acesta se face la 14 ani, dacă se întâmplă, să se înțepe într-un cuibul ginecul, de exemplu, se face ATP-ul, deci se reactualizează vaccinul.